Sâmbătă, 18 martie, un restaurant din Roman a fost gazda cupei Margareta Teodorescu la șah, organizată de Clubul Pionii Romașcani. 65 de fete din Iași, Suceava, Bacău, Piatra Neamț și Roman au participat la competiție. Clubul de șah Pionii Romașcani, sâmbătă 18 martie, a organizat un concurs de fete, Cupa Margareta Teodorescu. La acest concurs doar fete au participat. Un număr de 65 de fete din mai multe localități, din Iași, Bacău, Piatra Neamț, Rădăuț și Roman, evident. Avem premii care constau în cupe, medalii, dulciuri și fiecare fată va primi câte o floare. Premiantele, locul întâi la toate categoriile, vor primi un buchet de flori. Se joacă 5 runde, șah rapid, fetele sunt fericite că au un concurs dedicat doar lor, unde nu concurează și băieții. Iată, la Roman, Colomeu Cătălin Arteni, la Pionii Romașcani, a organizat a doua ediție a cupei Margareta Teodorescu. Anul trecut am organizat prima ediție la Piatra Neamț, a cupei Margareta Teodorescu, unde practic doamna Margareta Teodorescu a ieșit campioană națională la 3-a oară, de asta i-am și dat numele competiției Margareta Teodorescu. La fel ca anul trecut, avem colegi veniți din la Iași, Suceava, Rădăuț și Bacău. Plus noi de la Piatra Neamț, iată aici în această frumoasă locație la Roman. La finalul competiției, toate fetele au primit flori și dulciuri din partea organizatorilor.